Sute de persoane au venit la castelul Banfi să-l vadă și să-i afle povestea și l-au găsit perfect pentru o ședință foto de nuntă. Ne bucurăm că am prins vreme bună să putem face poze frumoase. E un loc foarte frumos și mă bucur că încep să renoveze toate locurile astea frumoase. Castelul Banfi de la Bonțida a fost ridicat în secolul al XV-lea, astăzi însă mai păstrează doar amintirea strălucirii de altădată. Camerele castelului Banfi au fost folosite inclusiv pentru a trata răniți. Mai exact, de-a lungul celui de-al doilea război mondial, locul de aici a funcționat ca spital militar. După încheierea războiului, castelul a ajuns sediul unui CAP și a continuat să se degradeze. Tot în perioada comunistă a fost folosit și ca decor în filmul Pădurea Spânzuraților. Într-un final însă nimeni nu s-a mai ocupat de el. S-a fost furat tot din castel, mai ales din oamenii din sat, au dus materialele, au demolat și au construit case. Abia în anii 2000 a început un amplu proces de restaurare. Clădirile trebuie să fie întreținute. Dacă nu întreținem această clădire, atunci se va distruge pierdem o parte din trecutul nostru, din trecutul acestei zone și, de fapt, și o comoară arhitecturală. An de an, castelul Banfi revine la viață timp de o săptămână cât găzduiește Electric Castle, dar și în perioada festivalului de film Transilvania, când au loc aici proiecții cinematografice, dar și ateliere.